termeni simpliști, un vin trebuie evaluat vizual, culoare, intensitate, fluiditate, olfactiv, după ce este agitat, își eliberează buchetul și gustativ. Prima înghițitură ne împrietenește sau nu cu băutura. Următoarele suprapun straturi de informații despre sufletul nuanțat al acesteia, iar durata și persistența gustului, după ce lichidul a fost ingerat, ne comunică dacă ne aflăm sau nu în preajma unuia de calitate. Să înveți să apreciezi și să bei ceea ce îți place este în fond o formă de autocunoaștere, dublată de o mare plăcere a simțurilor. Un program prezentat de Budureasca. Vinuri nobile românești. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Vă salut, dragii mei, un pic mai târziu decât de obicei, probabil că și ploaia e de vină, un pic mai devreme am crezut că o să vină Odita, mai furtuna, însă m-am speriat degeaba. John Sunt, începem emisiunea din acest moment. Atenție, pentru cei care sunt prezenți pe Facebook, pe rețeaua de socializare, ne pot regăsi, trebuie să scrie generația lui John. Tinerii din lumea întreagă, dar și din România, ba chiar mai mult cei din Prahova, sper întotdeauna să ajungă cât mai sus, chiar dacă societatea spune, domne, nu prea funcționăm, nu prea e bine, nu prea avem bani, nu prea există absolut nimic și e greu să facem ceva în România. Ei bine, sunt oameni, studenți, care visează într-o bună zi să existe sistemul în care noi zicem, domne, vrem să facem o carieră chiar și în televiziune. Am alături de mine o persoană care chiar se pricepe pe treaba asta, referitor la dorință în principal. E vorba de Georgia, o să spun Gia, bine ai venit. Bine te-am găsit. Gia, te-a prins ploaia un pic mai devreme? Am ajuns la timp. Ai ajuns la timp, înseamnă că te înțelegi bine. Că mai stai un pic să ajung și eu să fie totul bine. Spunem câteva cuvinte pentru ca cei care se uită în acest moment la noi să te cunoască și să aibă un reper foarte util. Sunt studentă anul întâi la UPG, la turism și la Maiorescu, la Titu Maiorescu la București, la drept la distanță. Să sperăm că o să pot să le termin pe amândouă. Să vedem. Spune-mi întâi de ce ai nevoie de două facultăți în același timp. Inițial vroiam să merg doar cu dreptul. Dar mi-am dat seama și de turism pe parcurs și am zis hai să nu renunț nici la drept, ci să merg mai departe și cu el. Facultățile astea distanță, două pe care le ai în paralel, acum sunt cu bani? Cum sunt? La UPG la fără taxă, da? Și la Maiorescu automat cu taxă pentru că este la distanță. Am înțeles. Nu e un pic cam dificil să faci față în două direcții? În momentul ăsta nu știu ce să zic. Urmează să încep cursurile la Maiorescu, încă nu am început. La sfârșitul lunii o să am primele cursuri, o să vedem. Oricum, probabil că în ziua de astăzi, când sunt niște cursuri la distanță, unii spun, domne, aia nu e facultate, însă cel care e la distanță are mai multe de învățat și mai puține resurse. Probabil că vi se oferă un tutorial, vi se oferă ceva, un suport virtual. Voi trebuie să învățați, însă examenele, trebuie să mă contrazici dacă nu e așa, sunt aceleași. Oamenii dau aceleași examene, numai că tu ești la idee și poate că din cauza asta tu ai de pierdut pe undeva. Hai să ne focusăm pe partea de facultate în Ploiești, pentru că nu știu, am eu așa o vagă idee că mâine poi mine te decizi doar în direcția asta și spui, domne, e prea mult. Facultatea de turism, ai turism, spus, da? Da. De ce turism? În momentul de față sunt foarte mulți doritori, să zic, de la această facultate și foarte puține oferte. Păi, și asta e un lucru bun, e explicație bună, da, pentru că tu ai ales, nu știu, facultatea de turism. Am zis că, nu știu, decât să mă duc la, nu știu să zic, finanțe, bănci sau management sau merceologie, am ales mai bine turismul. Deci tu ai ales doar pentru că nu aveai o altă opțiune mai bună? În Ploiești, da. Și de ce nu ai ales doar în București și cu asta basta? Mi-am dorit să rămân aici. Ți se pare că Ploieștiul are ce să-ți ofere pe partea de carieră, de ce nu? Depinde. Dacă știi unde să cauți și știi la cine să apelezi, da. Și tu știi? Momentan nu. Da, nu, adică, dar pe parcurs cine știe? Cu timpul... Tu ai zis că ai 19 ani, da? Da. Mulțumim înainte. Mulțumesc. La 19 ani trebuie să ai un plan. Nu un plan de afaceri, ci un plan al vieții. Dom'le, am ajuns la vârsta asta, m-am decis în cele din urmă unde vreau să ajung și ar fi păcat ca de aici încolo să mă blochez, să zic, băi, nu știu dacă asta e cea mai bună opțiune, nu știu dacă turismul e cea mai bună, dar
n-am avut altceva. Nu știu nici dacă Pleștiul o să-mi ofere ceva bun pe partea de carieră, pe partea de bănuți, dar îmi încerc norocul. Oare mai putem să ne riscăm? Oare mai merită să ne riscăm când ar trebui, în loc să mergem strig la țintă? De ce nu? Păi avem de pierdut, de asta spun. Nu neapărat, depinde. Deci depinde de la caz la caz. Oricum o să văd pe viitor ce o să fie și... Vede, momentan sunt abia anul întâi, mai am de tras 2 ani, plus master încă 2. Vrei să faci și master? Da. De ce? Ce ți-a spus lumea despre studiile astea de master? Având în vedere că aș putea să-l fac în afara țării. Pe mulți bani, presupun? Nu chiar, să știi. Chiar te contrazic, nu. Dă-mi niște sunete. Ce? Am o prietenă. Așa. A terminat turismul, tot la UPG, și a făcut, este în continuare la master în Austria, în Viena. Bun. Nu știu exact să-ți dau sumele, dar zic că e foarte ok și chiar merită. Păi da, foarte ok dacă părinții au nu știu câte mașini, parcate sau... Nu, credem că nu. Nu. Nu, sunt de talie medie și e chiar ok. Adică sunt unii care își pun speranțele în vorbele astea și zic, băi, uite, s-ar putea să facem un master în străinătate, pentru că am auzit eu o fată că spunea, domne, e foarte ușor și poate se vor lovi în ideea de succes, se vor lovi exact de partea de finanțe. Spune, băi, sunt cursuri de mii de euro, iar poate un om obișnuit nu câștigă nici măcar 500 de euro într-o lună, da, și sunt foarte mulți care nu câștigă bănuții ăștia. Să știi că studiile sunt de mii de euro. Nu că n-ai de unde să te împrumuți, că îți dă banca la un moment dat, dar banca îți dă și îți ia de 2-3 ori, de ce nu? Și atunci e buba cea mare. Spune-mi, de unde pasiunea pentru televiziune? De când eram mai mică aveam așa o atracție specială pentru televiziune. Am câștigat un concurs la un post de televiziune. Deci ai câștigat un concurs la un post de televiziune național? Național, da. Național. Deci se vedeam în toate orașele din România. Da, exact. Da. Am apărut pe postul lor timp de vreo lună, cam așa. O lună? Și da, m-am dus la filmări, am făcut anumite montaje și mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci am zis, asta vreau să fac. Dar de ce? Cum ai intrat tu în televiziunea asta? Pur și simplu, am trimis un mesaj cu... Era atunci melodia săptămânii. L-am trimis un mesaj, chiar am zis, ce o fi, câștig, nu câștig, vedem. M-au chemat la sediul televiziunii, m-am dus, am filmat, la, și asta a fost. Am intrat în poziția premiului. Cu ajutorul unui concurs la care tu ai participat și ai și câștigat concursul, nu? Da. Ce ai câștigat? O motoretă. Tu vreau serios? În valoare cam de cât? Cred că 2000 de euro. 2000 de euro. Felicitări, uite, există oameni care câștigă mâine, că sunt anumite concursuri făcute doar ca să atragă niște oameni și apoi premiul nu mai există. Încă inițial și eu eram așa în dubiu, că era perioada cu farsele, ai câștigat 10.000 de euro, ai făcut, ai dres, și chiar am zis, mă, sigur e adevărat sau e doar așa o farsă? Nu, că e adevărat, bine. Da, și a fost adevărat. Un adevăr pe care și-l doresc foarte mult, sincer, să fiu. Da. Conduci motoreta? Nu. Nu? Păcat. Ai vândut-o? Da. Am înțeles. Deci ai vrut monetizare? Nu, nu e vorba că am vrut monetizare, dar nu mergeam cu ea și nu... O dădeai ca domnul, prefer dragul mașinile. Meu prieten. Prefer să stau pe patru roți decât pe două roți. Mai ales acum când plouă, chiar e de preferat. De bun, și ai fost în cadrul televiziunii pentru că până la urmă ai avut un concurs câștigat și ai avut un pic de vizibilitate. Ce ai văzut tu acolo? Pur și simplu, nu știu... Ai văzut oameni, ai văzut vedete, ai văzut fițe, ai văzut tupeu, curaj, oameni care se chinuie, oameni care se bucură? Tot felul de... Nu știu. Nu știu, pur și simplu... Cadru. Bun, hai să ne facem ordine în idei, da? Cât e pauza asta, cu știrile pe scurt, și revenim. Bună seara, iată ce puteți urmări în jurnal. 5 percheziții domiciliare au avut loc în această dimineață la Bărcănești. Oamenii legii au căutat pe membrii unei grupări infracționale specializate în furturile din societăți comerciale. În locuințele celor 6 suspecți au fost găsite instrumentele utilizate la spargeri, un autoturism, un laptop, dar și arme albe. Cea mai mare fazanărie din România, aflată la Balta Doamnei, nu mai exportă fazani, și asta pentru că străinii s-au orientat către alți furnizori. Clienții se aprovizionează acum de la unguri și bulgari, care practică prețuri mai mici.
Fazanii nu sunt la mare căutare nici pe piața internă, fiind considerați o delicatesă culinară. În ultima lună, numărul furturilor de lemne din păduri a crescut cu 30% față de lunile precedente. O mare problemă o reprezintă pădurile private care nu sunt păzite. Reprezentanții direcției silvice spun că vor face zilnic controale, însoțiți de polițiști și jandarmi. Consiliul Județean are un nou președinte. Este vorba despre Mihai Ionescu, cel care va conduce timp de un an Consiliul Județean al Elevilor. Deși este abia în clasa a 10-a la Colegiul Național Mihai Viteazul, tânărul are planuri mari pentru elevii din Prahova. Fundația Special Olympics România desfășoară la Ploiești o competiție sportivă pentru tinerii cu autism sau sindromul Down. La concurs participă 180 de elevi cu dizabilități intelectuale din Prahova, Dâmbovița, Buzău și București. La festivitatea de premiere, care va avea loc mâine, toți participanții vor fi medaliați. Nu pierdeți știrile Prahova TV de la ora 19:30, când vă aștept cu aceste subiecte, dar și cu alte informații. Plouă sau nu, sper să nu mai plouă până la finalul emisiunii. Nu, nu mai plouă, e bine, că nu mi-am luat umbrela și chiar e păcat, adică e investiție pe termen scurt doar când, eu știu, se ivește de la doamne, doamne. Poate vine iarna mai repede, sper, și în calorifer. Da, bun, revenim la partea în care tu, Gia, ai interacționat cu televiziunea, chiar dacă a fost, cum să spun eu, un alt fel de cadru. Nu te-ai dus ca să te angajezi, te-ai dus ca să îți faci prezența, domne, eu am câștigat, eu sunt cea care nu s-a chinuit prea tare, dar uite că a reușit. Revenim la ideea de dinainte de publicitate. Spune-mi, ce anume ai văzut acolo? În momentul în care am ajuns, era într-un studio, se filmau anumite secvențe pentru o reclamă, un fel de spot publicitar, și femeia respectivă care vorbea era, nu știu, nu mai țin minte exact ce s-a întâmplat, dar, nu știu, m-a atras foarte mult și mi-a plăcut. Erau oamenii activi? Oamenii abia așteptau să converseze cu tine? Sau erai lăsat într-un locușor acolo? Domne, când îți va veni rândul, cu siguranță? Ceva de genul ăsta a fost. Aveam 14 ani atunci. Clasa 9, 8, cam așa? A 7 sau 8, nu mai țin minte. Că pe atunci colegele tale erau invidioase. Uite, Gia, da, apare la televizor. Ai avut partea asta, că presupun că dacă tot te vedeau oamenii, începeai să ai și un pic de rating, de puncte, de comercial. În general, erau discuții, că aveam spot și pe internet și la televizor și tot începeau că uite, ai spot și noi n-avem și facem și dregem, că ia să câștigăm și noi ceva ca să apărim și noi. După ce ai apărut la televizor, ai început să prinzi un pic mai mult curaj, să fii mai băgată în seamă? Nu, am rămas la fel. Ai rămas la fel de modestă. Nu, că sunt oameni care apar o singură dată la televizor și e de ajuns. Tu știi cine sunt eu? Pe urmă vin replici, ori din reclame, ori din alte părți. Și te-a atras. Da. Unde vrei tu să se ducă această carieră în televiziune? Unii vor un show de televiziune pe partea de divertisment, alții vor, nu știu, să ia reportaje pe stradă. Tu ce-ai vrea? Sper să ajung să am emisiunea mea în viitor. Da, mi-aș dori să fiu producătoarea și prezentatoarea emisiunii, ori la știri, prezentatoare. Deci vrei să... Pe teren nu. Nu-ți place pe teren? Nu. De ce? Că poate apuce ploaia sau de ce? Nu, pur și simplu prefer să stau într-un studio, să filmez. Să fie căldurică, să fie bine, să nu fie nicio problemă. Nu știu, pentru unii oameni a prezenta știrile e un ceva care trebuie întotdeauna să fie pe o singură linie. Nu ești nici mai sus, nu ești nici mai jos, unii se plictisesc, alții încearcă să facă față. Cum vezi tu știrile? Asta pe care le vezi la televizor. Știrile de la ora 5? Și până de la ora 5, dacă vrei tu. Nu știu ce să zic, adică... Te vezi făcând treaba asta timp de ani, de zile? Sincer, da, am avut o oportunitate anul trecut. Așa. Să prezint știrile la un post local. Da. Dar am preferat să refuz, pentru că eram și cu bacul și aveam de învățat și aveam și filmări și nu. Am zis mai bine nu, poate în viitor, cine știe. Stai, filmări la ce nume? La știri.
Adică nu puteam să mă împart și cu... A, adică aveai foarte, erai foarte solicitată. Exact. Și nu mai aveai timp pentru bac. Exact. Bacul ai luat cu bine, că altfel nu mai erai la zi, nu mai erai la facultate. Spune-mi, ai luat bacul și acum ți-a revenit ideea asta, pasiunea aceasta? Da. Ți-a venit pasiunea. Bun. Și ofertele sunt acelea? Sunt mai multe? Sunt mai puține? În momentan nu am nicio ofertă. N-ai nicio ofertă? Păi cum se poate? Că în ziua de astăzi oamenii abia așteaptă o altă față la televizor, mai ales când e vorba de știri, mai ales când e vorba de... Tu ce vrei să prezinți la știri? Unii vor sport, alții vor meteo. Meteo, știrile sportive. Dar nu e prea puțin, doamne, zic ce grade sunt prin țară și asta e tot. Pentru început eu zic că e ok. Am înțeles. Pentru deci început, tu nu asta țintești, vrei mai mult. Ce, unde vrei să ajungi? Unde mă duce viitorul? N-ai o proiecție a viitorului? Dom'le, vreau să ajung mai mare decât Rădulească, vreau să fiu mai tare decât Andreea Marin. N-am idee. Uite, niște exemple totuși bune, da? Demne de a fi urmate. Dar mai e partea în care te simți și capabilă? Te simți pregătită? Da, cred că da. Trebuie să-mi dai mai multe detalii pe partea asta. Argumentează-mi că, zic și eu, te simți bine? Da! Mă rog, în fața camerei probabil că ar fi cu totul altceva. Să stau să citesc pe prompter, probabil m-aș încurca la început. Dar făcând exerciții și tot exersând, cred că aș reuși la un moment dat. Ai început să faci exerciții de dicție? Da, am făcut câteva exerciții. Și te descurci? La unele da, la unele că nu. Că poate până la finalul emisiunii pregătim o foaie cu fel de fel de exerciții și vedem ce iese. Data viitoare. Da? Bun, nu se știe niciodată. Să fiu mai pregătită și atunci cu cea mai mare plăcere. Păi nu, ar fi lucruri pe care le știm cu toții, zic și eu acum. Le citim mai rar, după care din ce în ce mai rapid, să vedem dacă ne blocăm sau nu. Că, să știi că a greși la PTV nu e atât de greu. Doar ce schimb un canal... Și deja zic, uite, exact. A greșit, da. A greșit. Și tot așa. Dar trebuie să fim critici cu noi și ușor, ușor ajungem să nu să fim perfecți. Că e un pic prea mult. Dar să fim totuși profi. Să zic că, băi, brav, uite, tu ești omul care știe ceea ce face. Ai primit până acum vreun refuz? Nu am încercat, ți-am spus, decât... Nu știu, te duci la un prieten, zic, băi, uite, eu m-am gândit că vreau să fac televiziune. Și prietenul ăla fiind atât de bun cu tine, să spună, draga mea, acum te superi, dar tu nu ești de televizor. Nu, din contră, o cunoștință mai veche de-a mea lucrează de 4 sau 5 ani într-un post de televiziune național și am vorbit cu ea de mai multe ori legat de... chestia aceasta și mi-a propus dacă aș vrea să intru, să lucrez cu ea pe partea de producător, de producție. Ai un exemplu bun, zic eu. Ce prezintă? E producător. Producător. Și nu iese și în față? Nu. Nu, că poate cine știe. Nu. Deja cunoșteam fenomenul și... Nu, nu este. Este decât în spate. Și nu-și dorește să se expună? Momentan a zis că nu. Momentan a zis că e mulțumit așa cum e... Și a spus același lucru, să vadă pe viitor ce o să fie. Cam care sunt câștigurile pe național? Nu știu. Nu știu. Cum, păi e o prietenă foarte bună de-a ta. Cunoștință am spus, n-am spus deci, chiar prietenă. Da, bun, probabil cunoștință poate să însemne și mai mult de uneori. Chiar nu știu, n-am vorbit niciodată de... Eu dacă aș avea un prieten, acesta. Băi, și lucrează pe național într-un domeniu care pe mine mă atrage, aș spune, băi, prietene, spune-mi și mie, eu... Am ceva de câștigat, spunem, câștig mai bine, mai puțin bine, că numai chiria în București e 400 de euro. Și din prima, băi, 20 de milioane în plus, nu înseamnă mult, înseamnă doar chiria aceea. Da. Nu, am zis că momentan nu este cazul să vorbim despre amănuntele acestea, decât la momentul potrivit. Dacă e să ajung acolo, atunci o să întreb și o să cer mai multe detalii. Ai fost atrasă până acum de școlile de televiziune, că au apărut, dacă există școală de modeling, școală de poezie mai nou, spune-mi, școala de televiziune a avut până acum un impact asupra ta? Aveam o idee să mă bag la o școală de televiziune, dar erau cursuri de câte 3 luni, am zis mai bine nu, momentan să vedem ce fac cu facultatea și după eventual. Crezi că aceste cursuri, studii, te ajută? Nu. Nu? Nu. Și spun din surse foarte sigure. Bun. Îmi spui în primul rând de ce și apoi care sunt sursele. Te ajută, dar nu pot să zic că te ajută 100% să poți să rămâi mai departe în televiziune. Îți rămân într-adevăr anumite lucruri
bune pe care poți să le înveți de la persoanele respective, care sunt profesorii de acolo, sunt chiar persoane din media. Cred că ăsta este impactul. Cunoaștem vedetele, spunem băi. Exact, cam asta este ideea. Am dat bază, un ban și merită. Dar țin să spun că mi-a spus o altă cunoștință, o bună prietenă de-a ta. Nu, aceeași cunoștință. Așa. Că nu este același lucru. Adică dai niște bani, îi dai, dar îi dai mai mult degeaba. Important e practica pe care o faci și nu trebuie neapărat să faci o școală de televiziune. Și eu la asta m-aș opri. Sumele sunt exorbitante. Eu am înțeles că sunt și câte 200 de euro cursurile astea pentru o lună. Da? Pentru 3 luni am impresia și de un an de zile sunt cursuri. Adică cine vrea poate să facă. Nu, eu știu decât de cea de 3 luni. Cursurile de 3 luni, da. Și în 3 luni gata, știi televiziune. N-ai cum. Nu? N-ai cum. Adică eu asta mă gândeam, că dacă se dau niște bănuți, undeva să merite treaba asta. Nu merită, nu mai facem. Merită, dar nu în proporție de 100%, să zic așa. Și dacă prietena asta bună ta te-a mințit? N-aveam niciun interes. Cum? Păi fetele între ele, Doamne ferește. Nu cred. Dacă mi-ai spus că e aceeași prietenă, ea a ajuns departe. Numai în țară la noi, nu? Sau în țară la noi? Este la noi, la un post național. Așa. Păi uite, înseamnă că a avut o șansă. Da, dar nu prin școala de televiziune. Nu a făcut reale. Școala de televiziune. Ia. Bun. Dar păi vede zilnic ce se întâmplă acolo. Scandaluri ce se întâmplă. Nu scandaluri, adică te spun ce se întâmplă și la facultăți în general. Te duci la cursuri, nu vine nimeni, stai degeaba. Cum? Te duci la cursuri? Stai, explică. Uneori da. La UPG te duci la cursuri nu și nu am zis de UPG. Nu am zis, zic așa în general, cum e la școala de televiziune. Adică păi dau un ban și nu vine nimeni. Se întâmplă să nu vină nimeni, exact. Păi și atunci îmi dai banii, îmi returnezi, nu? Da. Păi nu. Ar fi așa. Bine așa. Eu dacă îmi cumpăr un bilet să merg cu CFR-ul și trenul nu mai vine, nu mă duc să îmi dai banii pe bilet? Suntem în România. Păi da, tocmai, pentru că suntem în România. Mie asta e o chestie de fair play, chiar dacă oamenii spun, domne, nu mai poți să faci nimic. Păi dacă ăla tace din gură, tace și celălalt, uite, ajungem să stăm pe un scaun, să spunem că, domne, se dau niște bănuți undeva, dar oamenii nu se prezintă. Deși există dita mai reclama, domne, facem școala de televiziune, ajungem mari într-o zi, avem niște posibilități extraordinare. Și apoi ajunge omulețul, după ce a terminat studiile respective, să stea cu mâinile în buzunar, să spună, păi mai mămică, nu-mi bagă nimeni bani în buzunar și nici n-am primit nicio ofertă. În general, ofertele sunt făcute, de fapt, reclamele sunt făcute ca să atragă. Cum se întâmplă la toate produsele posibile și imposibile. Dar din cei care se duc totuși la studiile astea, măcar 2-3 sunt colectați de acolo? Dom'le, tot trebuie să apară. Probabil, nu pot să spun pentru că nu cunosc, nu știu. Probabil că da. Dar mai mult de atât nu pot să spun. Mie mi-e teamă când spui probabil da, nu cunosc. Adică e clar că exemple sunt atât de puține, în timp ce numărul amțeles că se duce la vreo 200 de zi de cursanți. Cursanți, da. Păi, ce facem aici? Fac cursul, rămân cu o diplomă. Nu, atunci să nu faci zi școala asta de televiziune, că e cu duș și cu întors. Hai să ne reîntoarcem la turism. Să zicem că nu te bagă nimeni, înseamnă pe partea de televiziune. Ce faci cu turismul? Te duci în străinătate, te duci în România? Îmi deschid agenția mea de turism, probabil, cu care aș reuși să-mi atrag clienți și să îmi fac un viitor. Și agenția asta ar avea un impact doar în România sau s-ar duce și în străinătate? Și în străinătate, automat. Da. Unde crezi că se câștigă mai bine? Pornind de la o agenție din România. Grecia. Bun. Deci asta e cele mai bune oferte pentru Grecia? Mergem în Grecia, e mai ieftin? Sau? Nu e vorba de avem asta. Avem mai multe lucruri de văzut? Mai multe locuri. Mă rog, așa poți să mergi în orice loc în lume. Găsești ce să vezi. Trebuie doar să știi unde să te duci. În România, spune și mi-ai văzut ceva interesant pe partea asta de turism. Că presupun că de aici să încep, domnule, trebuie să știu foarte bine geografia României. Cred că ăsta e un lucru vital. Da? Și apoi să încep. Mergem spre bulgari, mergem la greci. Noi și noi avem automat, clar. Avem multe lucruri de văzut în România, dar de foarte multe ori majoritatea persoanelor pe care le cunosc fug de România și nu vor să viziteze și România. Da, de ce? Sunt atrași de ofertele din străinătate, vor să vadă cât mai mult, deși nu și-au văzut țara proprie.
Probabil că suntem influențați, eu așa zic. Exact, că dacă am stat în țărișoara noastră, bine, și n-am mai aruncat gunoaie peste tot, poate că ne-ar fi, nu știu, țara și mai bine dusă mai departe ca și veste. Luăm o scurtă pauză, după care revenim, vorbim și despre școala de televiziune, dar și despre țărișoara noastră dragă, cu tot cu studenție și cu ce mai fi. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Muzică live, preparate cu specific național și internațional, masă caldă de luni până vineri, servire promptă, eleganță. Toate acestea numai la restaurant Boccaccio, perfect pentru întâlniri de afaceri, mese festive, întâlniri romantice, nunți sau botezuri. Boccaccio, strada Golești, numărul 25, în incinta fostului restaurant Boulevard, telefon 0740 111 271, vă așteaptă în fiecare zi între 10 și 24 pentru o experiență culinară completă. Preparate rafinate, servire ireproșabilă și ambient elegant. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Deatec Auto efectuează inspecții tehnice periodice la toată gama de autovehicule, dar și la motociclete. Singura firmă din Ploiești autorizată pentru această categorie. Servire promptă, prețuri avantajoase. Deatec Auto, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, numărul 340A, lângă spălătoria Harold. Telefon 0244 550 324. Îți place să faci mișcare în fiecare zi pentru energie și sănătate sau vrei un program complet de slăbire și tonifiere? Freeline Centro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație, cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step, toate pentru armonia ta fizică. Freeline Centro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malul Roșu sau în sala de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. Pentru siguranța ta și a mașinii tale, Societatea Chedra SRL îți asigură inspecții tehnice periodice, indiferent că deții autoturism, camion, tractor, remorcă, semiremorcă sau ATV, Chedra SRL îți stă la dispoziție cu specialiști și servire promptă. Chedra SRL, strada Rudului, numărul 262, în incinta Transchim. Telefon 0344 801 845. De acum nu mai ai nevoie de televizor ca să vezi cele mai importante știri locale, cele mai bune emisiuni și cele mai interesante transmisii sportive. Bine ai venit pe noul www.prahovatv.ro. Aici poți să urmărești în direct emisiunile preferate, indiferent dacă folosești un calculator, o tabletă sau un telefon mobil. Ai ratat știrile sau vreo emisiune favorită? Nu-i nimic! Ai înregistrarea pe site, disponibilă imediat după difuzarea la TV. Nu trebuie decât să accesezi secțiunea emisiuni, să selectezi producția preferată și data difuzării. Dai play și te bucuri de cele mai bune programe ale postului nostru. Cu Prahova TV îți faci programul așa cum vrei. Prahova TV este cel mai urmărit post local de televiziune, potrivit studiilor efectuate de către Ires și Dedalus Millward Brown. Mulțumim! Domne, Facebook ăsta e o mare minune, îi convinge pe mulți oameni să se ducă în direcții complet greșite, din păcate. Spune-mi,
Gia. Da, da. Cum ai aflat tu de școala asta de televiziune? De la televizor. De la televizor? Da. Mi-am că ai aflat de pe Facebook. Nu, m-am interesat pe internet după. Am văzut ce și cum. Vreau să-mi depun dosarul, să mă înscriu. Dar am ezitat. Poate intra oricine acolo? Nu. Care sunt regulile? Trebuie să ai o anumită înălțime, din câte am citit pe internet. Dicția, normal, trebuie să fie foarte bună, să faci lecții de dicție și nu mai țin minte. De înălțime, dicție? Da. Da. Deși înălțimea nu știu cât de mult ar conta, știi, că până la urmă stai pe un scaun. Da, dacă stai pe un scaun și prezinti știrile... La meteo, într-adevăr, la meteo sau la știrile sportive unde mai stau fetele în picioare, da, ok, atunci da. Da? Crezi tu că la televizor contează frumusețea? Nu. Adică dacă vezi o domnișoară de 1,50 ca și înălțime care prezintă vremea, schimbi programul? Nu. De ce? Dacă știe să vorbească și să prezinte așa cum trebuie, nu. De ce nu? De ce să schimbi programul? Chiar nu... Bun, dar bine, întrebarea nu e atât de relevantă pentru că tu ești fată și dacă era un băiat, probabil că spunea, dom'le, e important, trebuie, chiar dacă mi-anunță tunete, fulgere, totuși să văd ceva frumos, adică să fie ceva, am văzut că majoritatea, nu știu, ziarelor, spre exemplu, prezintă vremea și atașează o fată lângă. Da. Da? X-uleasca îți prezintă vremea. Vremea de astăzi. Nici nu mai contează că sunt minus nu știu câte grade sau nu plus. Nu se mai uită nimeni la sau meteo. Nu se mai uită nimeni dacă temperaturile sunt alea care ar trebui. Nu, domne, nu. Important e ca cine e pe pagina respectivă să dea bine. Dacă nu, se supără oamenii, sună la redacție, păi cum, mi-o puneți pe fata asta, mie nu-mi place, vreau să-mi prezinte o blondă sau o brunetă. În cazul în care era roșcat sau în alte structuri. Da. Bun, deci trebuie să fie înalt, ai spus tu. Da, mi se era pare un lucru... după care selectau ei personalul, cursanții, să zic așa, și nu mi se pare ok. Ți-am spus, dacă e să prezinți știrile sportive sau meteo, da, ok. Pe tine te-a deranjat treaba asta? Nu, nu m-a deranjat, chiar nu m-a deranjat. Adică mă gândesc că, care era înălțimea minimă? 1,65. A, păi cu topuri de deja te duci spre 1,70 și ceva. Da, adică nu era chiar se poartă în ziua de astăzi foarte bine tocurile și e știu. Păcat să fii totuși mult prea înaltă. Nu ai 1,80, mai spunem și tocuri. Da, nu, te, nu, mai intri, nu mai intri în cadru. Știrile ca știrile. Dar ce te-ai face dacă de mâine încolo ți-ar propune cineva să faci un nu știu, să ai o emisiune de divertisment? Dar de mâine, așa, după zi pe alta, nici n-ai timp să îți faci niște planuri și să ai dita mai audiența în România. Pe un canal tot așa cunoscut. Ce pot să zic? Aș accepta probabil. Dar nu atât de repede. Aș avea nevoie de timp de gândire, probabil, să văd ce și cum și după probabil ca și de ce ai refuzat? Momentan, da. Mâine începe show-ul. Păi, asta zic, avem că nu nevoie de Gia, neapărat Gia, da, deci am văzut eu că are un super talent și trebuie nu să... Nu ai cum să faci emisiune de pe zi pe alta, asta e clar. Plus că trebuie să faci reclamă și... Nu ai cum. Da, părerea mea. Da, nu, e o părere, știi, tu cum știi, e, fiecare ești, are surse sale. Nu, dar am văzut foarte mulți oameni după zi pe alta pe anumite canale de televiziune și am zis, bă, de unde a venit omulețul ăsta? Nu că n-ar fi bun, dar de unde a venit? Ce face? Ce nu face? Și atunci mă gândesc că poate mâine primești o ofertă și se spune, băi, uite unde ai ajuns, nu-ți vine să crezi, dar a ajuns undeva. Din ceea ce vezi tu la televizor, ce nu-ți place? Trebuie să fii sinceră, nu trebuie să fii, eu știu, cu ambalaj, dom'le, mie îmi place totul, e o lume minunată, chiar dacă e virtuală. Unul din lucrurile care, într-adevăr, îmi displac este... pot să zic nu trebuie să zici, atitudinea, nu știu, mie de obicei nu-mi plac fetele astea care după ora 10 seara apar la asta vreau, la asta mă refeream. Râd în continuu. La asta mă refeream. Nu fac nimic, dau da, o audiență. Nu știam cum să zic într-un mod mai drăguț. Înțeles. Deci nu-ți plac fetele astea. Și mie nu-mi plac nici băieții, adică e ceva de genul, domne, e un show pe care nu putem decât să-l aruncăm la gunoi. Nu ești supărată că publicul e un pic
cam jos cu dorințele? Publicul asta vrea. Din nefericire. Faci parte din acest public? Nu. Nu. Păi înseamnă că nu te uiți la televizor. Nu mă uit la emisiunile de genul acela. Înțeles. Și ce ai vrea tu să vezi la televizor? Dacă mai greu mi-ai spus ce nu ai vrea, spune-mi ce ai vrea. Emisiuni de modă mai multe, spre exemplu. Există un canal de specialitate chiar. Da, știu. Mă uit mereu. Așa. Nu știu, mai multe emisiuni de... N-am nicio idee. Crede-mă, chiar nu-mi vine în cap nimic. Eu aș vrea un pic de cultură, serios. Eu aș vrea și ca uite, avem și tinerii post, din ziua de astăzi dar... să prezinte mai multă cultură. Eu cred că dacă ei ar face treaba asta, cei care sunt un pic mai avansați în vârstă ar începe să fie atrași. Păi dacă pui o domnișoară de 1,80 siliconată și mai știu eu ce alte implanturi și care nu mai are decât plastic și îți mai prezintă și o mare prostie cu 50.000 de bâlbe, e clar că publicul se duce spre partea aia de jos. Da. Deci nu vreau să folosesc niște cuvinte acum și să supăr pe cineva. Și pe urmă devine și o dependență. E, dacă acea domnișoară tinerică ar spune ceva, că despre asta e vorba, să spunem ceva, nu doar să vorbim, să transmitem și publicul să înțeleagă, poate că ar fi de bine. Te-ai vedea prezentând știrile gen ora 5 cu 10.000 de incidente, accidente? Cred că da. Le-ai prezentat cred cu zâmbetul da. Pe buze? N-ai cum. Păi să știi că am văzut domnișoare care... Când vezi că își dau cu toporul în cap și îți bagă cuțitul în stomac și așa și mai departe, minute. N-ai cum. Dar să știi că mi s-a întâmplat să văd, n-ai cum, dar am văzut domnișoare și zic, păi ce-a pățifat? Da. Sau termină o știre din aia în care, pai, copilul... Și... Zâmbește, dar nu le zic, ovule, e un pic sadică, nu e în regulă. Sau poate că nu percepe mesajul, nu înțelege ce se întâmplă, exact. Citește motamu. Poate doar citește de pe prompter și nu stă să analizeze și să înțeleagă exact despre ce era vorba. Bun, spune-mi, cum te simți tu acum? Că uite, până la urmă ești în direct, da? Ești într-un cadru de televiziune și se întâmplă niște lucruri. Emoționată, crispată, inhibată, nu te poți exprima, te blochezi, nu te blochezi, relaxată. Fiind prima dată când sunt în direct într-o emisiune, da, sunt puțin emoționată. Dar timpul o să fie mai bine. Să știi că emoțiile sunt normale, sunt constructive. Da, dar... Avem o rușine în noi, nu putem să ne afișăm la televizor și din primul ce împo, e floare la ureche. Pentru că se uită niște oameni la noi și poate mâine, poi mâine se vor uita la tine într-un cadru de știri și vor spune, uite, Gia e persoana care își dorea de mult să facă treaba asta. Da. Sau poate o să te vedem, nu știu, într-o agenție de turism și cu foarte multe oferte. Atunci o să spun, n-a ajuns în televiziune. Ți-ar părea rău dacă ne ajunge în televiziune? Nu. Trebuie să zici, cred, da. Adică ăsta e răspunsul corect. Adică, pot să zic, până la urmă dacă e să fie și să meargă în televiziune, o să meargă. Dacă nu o să meargă, asta e, viața merge mai departe, cu sau fără televiziune. Și că trebuie să bați la foarte multe uși. Știu. Și se deschide câte una. Dar în televiziune sunt și foarte multe compromisuri. Bun punctat, ia spune-mi, ce compromisuri? Nu le-aș... Nu trebuie să mănânci decât cartofi prăjiți sau care sunt compromisurile? N-am probleme. Deci, nu, ce compromisuri trebuie să facă o tânără domnișoară ca să ajungă într-o televiziune națională? Știi foarte bine unde vreau să ajung, dar nu pot să vorbesc. Trebuie să tragem un pic perdea. Bine, revenim la compromisuri imediat. Acum urmărim câteva poze. Sunt din partea personală, da? Adică din activitatea personală, acum trebuie să-mi discuți, să-mi spui ce vedem, ce nu vedem. Nu că n-aș vedea și eu, dar oamenii au diferite sensuri. Am organizat o petrecere de karaoke. Așa. Și Halloween în același timp. Pot să zic mai mult. Tu cânti? Tu și cânti? Adică? Da, la karaoke de ce nu? Păi nu știu, că sunt oameni care nu au treabă cu cântatul. Ia e cătărușa mea. Bun. De pază, adică prieten, da. de încredere până la urmă și la urmă. Așa. Până la Halloween eram aici. Dar nu ești de speriat. Foarte mulți oameni de Halloween nu au fost de speriat și mie îmi pare rău. Adică ce facem aici? Trebuia să aibă Facebook o opțiune cu cât mai puține like-uri. Unlike.
oameni care nu plac sau care s-au speriat. Aici ești alături de Liviu. De Liviu Bărbulescu, da. Bun. Uite, partea asta cu cântatul, ai succes, ai public pe cântat? Nu. Nu? Adică cânti doar din pasiune? Doar din pasiune, așa, și mă distrez la karaoke, adică nu e... Aici poza asta face parte din activitatea de turism, să înțeleg. Ceva de genul. Studiez. Știi acum dacă ești la munte, studiez. Uite, asta e partea interesantă cu harta. Adică am văzut pozele înainte și spun, băi, unii se pozează cu Moș Crăciun, cu fel de fel de oameni. Dar să te pozezi cu harta României, semn de patriotism. Ei, mă rog, nu era chiar poză făcută cu harta României. Eram în Sighișoara. Așa. La cea mai veche școală. Da. Din cetate. Și... chiar mi-a plăcut foarte mult, mai ales că erau, e o școală foarte, foarte dărăpânată, ca să zic așa. Unde... Adică e veche sau de ce zvâie asta? Da, și unde elevii studiază și în ziua de astăzi. A, adică indiferent de condiții, oamenii studiază exact, fără probleme. Exact. Am fost un pic mai devreme niște poze cu tine. Cred că după ce ai finalizat studiile astea, clasele... Clasa a 12, da? După clasa a 12-a, cam multe poze din partea asta de activitate de karaoke. Mă gândesc că ai putea să faci o pasiune în asta. Sunt mulți oameni care au început să cânte după zi pe alta și care cântă, vezi, Doamne, și foarte bine. Uite, poze aici, tot Halloween este? Tot Halloween, da. Doamne, ce a făcut Halloween din România. Nu pot să cred așa ceva. Nu că aș avea ceva cu fenomenul, dar, nu știu, mi se pare că am ajuns să ne dăm pe americanisme. Rău. Ești și tu un pic supărată? Nu, adică până la urma urmei am luat obiceiurile lor. Și Valentine's Day și Halloween-ul. Mai e ceva? Mai sunt. Eu vreau multe. Să tai curcanul neapărat. Să avem și noi ziua independenței. Zic, păi, dacă avem și ziua independenței, deja ajungem departe. Eu zic că poți să le îmbini. Din ce am văzut eu, din poze. Deci muzică, turism, televiziune. Le poți îmbina foarte bine, faci un super show și n-am o denumire acum, că nu vreau totuși să-ți pun oferta pe tavă. Nu știu, să prezinți emisiuni din astea, să te duci. Chiar am văzut o emisiune la o televiziune națională, cu niște domnișoare de care nu vreau să vorbesc pentru că îmi exprimă incultura, dar care, surpriză, se plimbă sau plimbat, nu știu, n-am mai văzut emisiunea, prin țară. Azi prin Transfăgărășan, mâine pe la nu știu ce om de la țară. Și dacă sunt niște oameni mai competenți care promovează lucrurile astea, da? Eu zic că deja am îmbinat două din pasiunile tale. Muzica, nu știu cum o îmbinăm, gen cânti pe fundalul emisiune. Sunt lucruri pe care unii le fac. După ce am select de canto, da, atunci o să pot să cânt. Ți-a spus cineva că nu știi să cânti? Nu. Să știi că eu la mine în baie sunt cel mai bun cântăreț. Bine, așa și la mine. Nu se-ți vine să crezi, și am și aplauze, tot eu mi le acord și zic, băi, la final, notele, da, sau 10, 10, 10. Și nu-i problema. Crezi tu că se mai fac bani din televiziune? Că asta e o întrebare dureroasă. Nu știu. Crezi tu că poți să prezinți ceva fără să eviți scandalurile, show-urile astea de 2 lei pe care le tot văd? Bine, până la urmă, prostituția din televiziune, că televiziune, e o mare de oameni care nu știu nici de unde apar și nici nu știu despre ce vorbesc. Dar dansează acolo, să fie și ei. Din punctul ăsta de vedere nu aș putea, adică nu aș intra deloc în televiziune din punctul acesta de vedere. Dar ți-am spus, dacă ar fi să prezint știrile, ok. Dar să stau să fiu o marionetă într-o seară la o emisiune, nu. Nu. Prefer să stau cu minte la mine acasă și să-mi văd de treaba mea. Da, marioneta e vizionată de o masă poate de oameni. Poate să fie. Are 10.000 de like-uri pe Facebook. Să aibă. Are 10.000 de joburi pe lângă jobul respectiv. Asta e. Are o casă și o mașină. Credeam că orice femeie își dorește stabilitate. O stabilitate financiară. Da, o stabilitate financiară, dar nu prin mijloacele respective. Păi tata, uite că pe urmă vine România și spune, sau spun niște oameni din România, păi, draga mea, tu crezi că în ziua de azi se mai fac bani în România? Se fac. Da? Înseamnă că ai un exemplu foarte bun pe care tu-l știi. Sunt și oameni care, din păcate, accesează compromisul. Exact. Și dacă l-am evitat un pic, totuși trebuie să revenim la el, pentru că sunt multe tinere naive. O naivitate pur obișnuită în România. Care tinere sunt frumoase. Atrase de aceste lucruri și nu...
Și foarte multă lume încurajează. Încurajează tot mai mult apariția acestor fete în televiziune. Știi pe cineva? Ai un exemplu de tânără domnișoară care a plecat de jos și a ajuns sus în urma unui compromis? Nu-mi dau seama. Nu. Nu. Vrei să fii modest acum? Nu, chiar nu-mi dau seama, pe bune. Da, tânără domnișoară, că există și tânără doamnă. Mai nou și o femeie de 60 de ani e domnișoară. Domnișoară. Pentru că așa vor unii oameni și n-a trebuit să le respectăm dorințele, mai ales că femeile sunt multe și vor la fel de multe. Bun, școala de televiziune eu o văd ca pe oportunitate să te afișezi, să ai vizibilitate, să te știe omul, să câștigi și un bănuț, dar partea cu compromisul a început să fie foarte mare, adică nu mai trebuie să știi carte, nu trebuie să știi nici pic de cultură, nu trebuie să ai nicio facultate. Nu contează dacă, nu știu. Trebuie doar să te maimuțărești și să știi să arăți, nu, să știi să arăți bine, cică. Asta da. Și să faci pe maimuța în emisiune. Exact. Aici deja trebuie punctat. Da, eu plâng pentru public. Deci eu plâng pentru că știu că publicul asta vrea. Și-ar dori și altceva. Da, și-ar dori de-a s-a obișnuit. Ce să vedem? Ce? La ora asta venim obosiți de la muncă. Ce să vedem? Da. Și tu acum poți să vii cu o idee. Păi uite, am eu un show. Ne plimbăm prin toată țara. Și facem o super emisiune. Sper să nu existe. Facem și karaoke, ne mai și plimbăm. Putem să facem și karaoke, nu? Că există. Mergem în munți și facem karaoke. Da, ne ascultă urși. Până la urmă și la coadă. Cum e cu prezența ta pe Facebook? Ia spune. Că suntem într-o rețea de socializare virtuală, suntem niște oameni care comunicăm, cică, dar comunicăm fără informație, doar suntem unii cu ceilalți, cică, prezenți. Sunt prezentă pe Facebook, normal. Cât de des? Aproape în fiecare zi, depinde. Ești dependentă de Facebook? Nu. Dacă de mâine nu ți-ai mai putea accesa contul, ți-ai face un altul? Nu. De ce? Pur și simplu. Păi mi-aș face, pe cum? Nu mai am cont de Facebook. Nu, aș vedea ce aș face, nu. Nu cred că mi-aș face altul. Nu te-ai interesat, dom'le, cine mi-a schimbat parola? Nu. Nu, ești o persoană care n-are treabă practic cu Facebook, adevărat. Bun, ai o pagină de like? Că din moment ce dorești treaba asta... De Facebook. Nu, pagină de like. Nu mi-am făcut. Gia Official, sunt tot felul. Gia, persoană publică, da? Pentru că din moment ce ai apărut la o televiziune națională, presupun că sunt niște oameni care și la metro spuneau, uite, e persoana care. Și deja devii o persoană publică, te poți ajuta de treaba asta ca să te promovezi. Nu am. Nu mi-am făcut o pagină de like. Și după ce am vorbit atât, nu poți să zici că o să-ți faci? Păi eu să-mi fac. Și de ce o să-ți faci? Că zic eu sau că e necesară treaba asta? Probabil că e necesară, probabil că nu. Nu știu exact momentan. Oricum, pagina mea de Facebook este momentan de ajuns. Ok, hai să o spunem. Pagina asta de Facebook, poate sunt oameni interesați să te direcționeze către o televiziune sau să-ți spună, mai fă tu că tu nu. Te rog eu frumos, nu încerca, nu merge. Cum te găsim? Contrachi Georgia. Da? Și există mai multe persoane cu... Nu. Nu există. Nu, că mă gândesc sunt singura. Băi, am găsit o altă... Cel puțin câte știu eu. Am găsit o altă fată și nu e ok. Cum te vezi peste 5 ani? Că asta e întrebarea pe care oamenii ți-o pun la interviu, da? Uite, e interesantă și momentul ăsta. Peste 5 ani. Cu facultatea terminată. Bun, e bine că ai început cu treaba asta, da. Facultățile, scuze. Cu ambele, să sperăm dacă o să reușesc. Eu sper din tot sufletul să reușesc amândouă. Ce să zic, probabil aș începe să lucrez într-o agenție de turism și după, pe parcurs, să ajung unde îmi doresc eu, la agenția mea proprie. N-ai idee cât de mult îmi doresc ca tinerii să aibă anumite dorințe, anumite planuri și să ajungă acolo unde își doresc? Da, fără să fac acele compromisuri de care spuneam și fără acele artificii, maimuțăreli,
pentru că tot întâlnim din ce în ce mai des. Mă întâlnesc cu un director și văd că de fapt directorul n-a nici măcar 4 clase și nu asta ar fi problema, ci faptul că n-a ajuns unde trebuie pentru că a fost pus acolo doar pe niște nepotisme, cunoștințe, exact. Tot ce trebuie. Da, bun, Gia, păi îți mulțumesc foarte mult că ai fost în generația lui John. Sper, eu chiar sper pe cuvântul meu să te văd la un post ăsta unde se prezintă știri de fel și pe sport, ai spus? Sport, meteo, chiar și știrile normale. Da, să fie cât mai multe știri și să fie din acelea pozitive, chiar dacă din păcate nu le întâlnim. John, sunt, ne auzim și mâine de la 16:45 și sper să nu mai plouă. Pa, pa!